Columbia, Ecuador, Argentina. Trei țări unite sub semnul zeului Soare, care încet, încet a apus și este gata să ne spună adio din America Latină după o aventură ce ne-a unit sufletele pentru totdeauna. Ziua marii finale se apropie de sfârșit. Toate amintirile, toate emoțiile, toate tristețile și bucuriile, tot ce au învățat, au descoperit, au trăit, totul se condensează în acest prezent înălțător în care, din moment în moment, vom ști câștigătorii. Un ultim tango așteaptă să înceapă. În cinstea lor, în cinstea noastră, în cinstea voastră. Cu sufletele ridicate acolo unde zboară condorii, haideți să vedem cum se termină această poveste. Și dacă vor curge lacrimi, sunt sigură că vor fi lacrimi de fericire. Acolo. Acolo, azi, da? Hai, în față. Mergem în față. Hai, Alexia. Hello, Alex. Hello. Oui.
Nu trebuie să faceți nimic, trebuie să deschideți această cutie, vă rog. Câștigătoarele America Express. Mamă, artificii, muzică, dans, deci nu. Deci nu, momentul ăsta, Doamne, o să-l iau cu mine toată viața mea oriunde. Deci a fost... Nu, n-am simțit așa ceva în viața mea. N-am simțit așa ceva niciodată în viața mea. Se simțea ireal. Nu înțelegeam, mă uitam în jur și nu înțelegeam, mă uitam la Sânziana și era la fel ca mine. Deci era la fel de confort. Eram transfigurat. Fețele noastre erau transfigurate în momentul ăla. Nu puteam. Nu pot să compar cu nimic. Nu pot. N-am simțit așa ceva în viața mea, așa că n-aș putea să compar cu nimic. Nu pot să cred. Bravo, bravo, bravo! Acesta este cecul vostru! Mulțumim! Bravo, este cecul vostru de 30.000 de euro! Tare, tare, amore! Tare, amore! Nu pot să cred, Doamne! Nu pot să cred, nu pot! Divesc! Ne-am imaginat de atâtea ori, ne-am pus în postura asta, ne-am gândit cum poate să fie momentul ăsta, nu a fost deloc așa cum ne-am gândit cum n-a fost să fie. Nici deloc. Aproape, n-a fost nici măcar aproape, n-a fost niciunul nu poți să explici, nu poți. Deci ți se pare că în momentul ăsta ești un campion, un zburător. Și nu se simte nicio altă senzație de pe pământ ca asta. Nu există niciun sentiment, noi am trecut prin... Am trecut prin tot și am ajuns aici, avem trofeul în mână, e tot noi, noi două, noi două. Bine, bravo! Elia și Vlad au venit să vă felicite! Bravo, bravo! Nu pot! Felicitări! Am visat și m-am rugat și mi-am dorit... Da, acum că e al nostru. Acum, hai să alergăm, să tot 300 de metri. Mai avem puțin și gata, se termină totul și vedem ce se întâmplă. Și în sufletul meu, credeam că am câștigat și aveam așa speranță, mine. Nu pot să cred că sunt ultimii pași în America Express și că poate câștigăm această finală. Și când mă uit în fața mea, văd o fată foarte înaltă. Și una mai puțin înaltă. Și îmi dau seama că Laura și cu Sânziana au ajuns înaintea noastră. Și am zis, asta este, nu am câștigat astăzi. I-am zis, hai, dă mâna, ultimele sute de metri să le facem împreună. Bravo!
le-am luat pe fete în brațe, le-am mulțumit. A fost niște fete super tari, bravo lor, s-au bătut la fel de mult ca și noi să câștige acest trofeu. Bravo lor, adică au tot meritul să câștige acest trofeu. Să ajungi până aici, oricine, toată lumea care a fost în acest concurs, mi se pare o experiență incredibilă, n-am mai trăit niciodată ceva care să se apropie de această experiență și să ajungă în finale și să fi făcut tot ce în America Express este incredibil. Asta este, astăzi am fost mai lenți, știam că o să fie o cursă strânsă. Sunt niște fete care au demonstrat foarte mult aici, la fel ca și noi. Au ajuns primele. Bravo, fetelor! Asta este, bravo, fetelor! Să se bucure de această victorie. Noi ne bucurăm pentru că am rezistat până aici și că am fost până în ultima zi în America Express. Cea mai tare experiență ever. A fost superb. A fost superb și faptul că pentru noi se termină atât de victorios e cel mai frumos lucru. A fost absolut superb și s-a terminat absolut superb. Bravo, felicitări, felicitări, felicitări. Haideți, haideți! Hai, haideți, 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 haideți